Avocatul medicului care o acuză pe Oana Zăvoranu de șantaj face primele declarații despre proces. Ce s-a întâmplat astăzi la Curtea de Apel, știe colegul meu Robert Costache. Robert, te ascultăm. Bun găsit, Ramona. După ce în urmă cu doar câteva zile a fost executată Sirit pentru neplata unei sume de peste 10.000 de lei către o firmă colaboratoare, iată că problemele continuă pentru Oana Zăvoranu. Astăzi a avut loc un nou termen în procesul în care este implicată vedeta alături de avocatul ei. Cei doi sunt acuzați de șantaj, asta după ce l-ar fi obligat pe medicul Bogdan Furtună, care este și managerul de la Spitalul Colția, să semneze o declarație de recunoaștere a unei datorii la noi, în valoare de peste 300.000 de euro. De asemenea, medicul susține că ar fi împrumutat-o cu suma de 40.000 de euro pe Oana, iar atunci când i-a cerut banii înapoi ar fi fost supus unei tentative de șantaj, șantaj care venea sub forma unui posibil scandal în presă cu puternice prejudicii de imagine. Bineînțeles că procesul a avut loc azi dimineață, iar la proces nu s-au prezentat nici Oana, nici medicul și nici avocatul Oanei. În schimb, a fost prezentă avocata medicului pe care o ascultăm chiar acum. Astăzi s-a pus în discuție o excepție de neconstituționalitate invocată de apărătorul inculpatei Oana Zăvoranu cu privire la competența materială a Direcției Naționale Anticorupție, urmând ca instanța să se pronunțe ulterior, subsecvent, peste două săptămâni, fixându-se termen în data de 3.11. Avocatul petentului, cum a venit dumneavoastră? Părții vătămate, constituită parte civilă în dosar. După cum ați observat, în spațiul public ne-am abținut în a face susțineri. Apreciem că este un moment în care se discută legalitatea probelor, momentul de cameră preliminară, această etapă procesuală. Discută în mod exclusiv legalitatea administrării probelor în procesul penal, precum și competența organului de urmărire penală. Sunt excepții de cameră preliminară în care se verifică dacă poate fi sesizată instanța de judecată în mod legal cu rechizitoriu. Ce acuzații îi se aduc Oanei? Este un proces de șantaj, din câte știm. Da, se aduc se aduce o acuzație de șantaj. Noi am fost foarte discreți, de altfel, pe parcursul urmării penale și am lăsat la latitudinea organului de urmărire penală să desfășoare activitățile. Noi apreciem că sunt întrunite condițiile existenței infracțiunii de șantaj, din păcate, și rămâne ca pe parcursul procesului penal să se stabilească vinovăția sau nevinovăția inculpaților. Ce așteptări aveți? Clientul meu vrea doar, în mod evident, în afară de daunele morale solicitate, vrea să fie sigur că pe viitor nu mai există asemenea fapte, nu se mai pot comite asemenea fapte de către inculpați. În mod evident, pentru unul dintre ei, cel puțin pentru avocatul cercetat în cauză, consecințele vor fi mult mai drastice, riscând excluderea din profesie, dar... Cu ce riscă? Rămâne la latitudinea instanței de judecată. În mod evident, infracțiunea de șantaj este o infracțiune foarte gravă și sunt limite destul de mari stabilite de codul penal pentru această infracțiune.